Bună ziua tuturor! Am decis să facem această conferință de presă pentru a face câteva anunțuri extrem de importante în urma, chiar dacă alegerile locale generale au trecut, oricum am crezut că emoțiile post-electorale pentru unele partide o să treacă, oamenii o să se așeze la masa de discuții și o să încerce să caute soluții cum de îmbunătățit viața în comunități, însă, din păcate, unele partide nu au învățat lecția rezultatului alegerilor locale, voința cetățenilor și așa mai departe. Din păcate, suntem nevoiți să venim în această conferință de presă și să facem câteva constatări. În primul rând, obstrucționarea validării mandatelor mai multor primari, care au câștigat aceste alegeri, unii chiar din primul tur. Această obstrucționare se face de către membrii comisiilor electorale locale, reprezentanții cărora sunt compuși sunt delegați de către partidele politice, în special de către partidele parlamentare. Această tentativă de obstrucționare a validării mandatelor sunt niște hotărâri ilegale, abuzive și evident cu iz politic. Nu este cazul doar primarului ales și deja validat prin hotărârea instanței de judecată a orașului Căușeni, dar este și cazul și exemplu altor localități și nu ne referim doar la primarii aleși de la Platforma Demnitate și Adevăr, dar și candidații independenți sau candidații din alte partide politice. Din această logică de idei care se întâmplă în raioane și în orașe și în satele din Republica Moldova, deducem faptul că, 1. Codul electoral este unul imperfect, lasă la discreția unor reprezentanți a partidelor politice care în majoritatea cazurilor nu au nici studii juridice să decidă asupra validării mandatelor primarilor aleși în orașe și satele din Republica Moldova. 2. În majoritatea cazurilor aceste hotărâri se fac sau se adoptă ilegal cu încălcarea legislației electorale. Este cazul cel mai elocvent a primarului ales al orașului Căușeni. Ieri am obținut o victorie în instanța de judecată în care s-a hotărât 1. Anularea hotărârii Consiliului Electoral al circumscripției Căușeni de invalidarea mandatului și obligarea Consiliului ca aceștia să procedeze la validarea mandatului primarului Anatol Donțu. Acest precedent obținut, această victorie obținută în instanța de judecată, este un precedent care este în interesul de fapt a tuturor primarilor care sunt în aceeași ipostază, care în momentul de față sunt șantajați politic în special de către partidul de guvernământ să conlucrezi cu partidul de guvernământ, va fi validat mandatul, nu vrei să conlucrezi cu partidul de guvernământ, o să-ți creăm impedimente. În aceeași situație mai suntem în procesul de judecată, inclusiv cu situația la Grătiești, unde mandatul doamnei Olga Caraman nu a fost validat, chiar dacă a obținut 78% din votul cetățenilor. Astăzi avem încă o ședință de judecată la Curtea de Apel Chișinău, unde cu siguranță vom câștiga și pe cazul doamnei Olga Caraman, însă este foarte periculos ceea ce se întâmplă acum în satele și raioanele din Republica Moldova. 1. Se creează niște precedente abuzive de către membrii comisiilor electorale și 2. Se încearcă niște tentative de supunere aleșilor locale. A doilea anunț extrem de important pe care vrem să-l facem în calitate de partid politic este legat de coalițiile monstruoase care se fac în raioanele din Republica Moldova. De fiecare dată la televizor, inclusiv exponenții partidelor de dreapta, pro-europene, Partidul Acțiune și Solidaritate, vorbesc sau insistă pe faptul că în raioane, în localități, trebuie să fie constituite coaliții pro-europene. De fapt, acest lucru nu se întâmplă, chiar dacă premize și voturi pentru crearea acestor coaliții pro-europene sunt mai mult decât suficiente. Vrem să condamnăm cu fermitate coaliția creată în raionul Florești,
între PAS și Eugeniu Nichiforciuc. Cine este Eugeniu Nichiforciuc, cred că cunoaște toată lumea, inclusiv Maia Sandu, care un an în urmă spunea că cine este Eugeniu Nichiforciuc și Andronache știu și copiii de la grădiniță. Astăzi, Partidul Acțiunii și Solidaritate este în coaliție cu Eugen Nichiforciuc la Florești. Această coaliție monstruoasă garantează că ca conducerea raionului Florești să fie în totalitate acapărată de acest personaj. Această coaliție a fost formată și la Căușeni, acolo unde contestația pe invalidarea mandatului de primar a orașului Căușeni a fost depusă de către candidatul lui Eugeniu Nichiforciuc la funcția de primar al orașului Căușeni și susținută de membrii Comisiei Electorale, exponenții a partidelor politice PAS și PLDM. În al doilea rând, condamnăm crearea coaliției monstruoase la Ștefan Vodă. Acolo unde consilierii locali, consilierii raionali ai Platformei Demnitate și Adevăr au semnat o declarație împreună cu consilierii raionali ai Ligii Orașelor și Comunilor și Partidul Democrație Acasă. Și eu am invitat pe colegii consilieri raionali de la Partidul Acțiunii și Solidaritate să fie formată o alianță pro-europeană. În pofida numărului suficient de voturi pentru a fi create majorități pro-europene, Partidul Acțiune și Solidaritate a decis să facă alianță cu Partidul Socialiștilor. Asta în pofida declarațiilor atât a președintelui Igor Grosu, că nu vor face alianță cu prorușii, cât și a declarațiilor lui Igor Dodon, că nu vor face alianță cu Partidul Acțiune și Solidaritate. Mai mult ca atât, chiar dacă în multe raioane încă nu au fost create majorități în consiliile raionale, am fost sesizați de către colegii noștri, consilieri raionali, din mai multe raioane, despre tentativele de corupere a consilierilor din partea Platformei Demnitate și Adevăr sau de aplicarea șantajului în schimbul votului pentru un președinte sau un vicepreședinte al raionului. Aceste șantajuri sau tentative de corupere se materializează prin propunerea consilierilor raionari a unor funcții în instituțiile desconcentrate, subordonate guvernului, sau șantajul cu demiterea consilierilor raionali care au o anumită funcție în anumite structuri ale statului. Lucruri inadmisibile. Și acest lucru, din comunicare și cu reprezentanții altor partide politice pro-europene, se răsfrânge și asupra lor. În concluzia celor relatate anterior, declarăm că Platforma Demnitate și Adevăr a luat act de obstrucționarea validării mandatelor primarilor aleși în mai multe localități, cât și de crearea coalițiilor monstruoase în raioanele din Republica Moldova în pofida faptului că ar fi posibil crearea unor majorități pro-europene, convocăm Consiliul Național Politic al Platformei Demnitate și Adevăr, în rezultatul căruia vom ieși cu mai multe propuneri și soluții, acțiuni inclusiv ulterioare. În același timp, facem apel către toate partidele pro-europene să contrasemneze sau să se alinieze în susținerea primarului ales al orașului Căușeni, Anatol Donțu, pentru că v-am spus, precedentul Donțu se va răsfrânge asupra tuturor primarilor. De acest precedent depinde cât de independenți vor fi primarii nu doar de sate care sunt vulnerabili asupra anumitor condiționalități economice din partea bugetului public național, dar în curând vor fi vulnerabili și asupra șantajului cu anumite constatări din partea Autorității Naționale de Integritate. În același timp, din câte cunoaștem, Congresul Autorităților Locale deja au semnat o declarație prin care condamnă aceste acțiuni politice parvenite de partea membrilor Comisiei Consiliilor Electorale Locale de invalidarea mandatelor, cât și se pregătește o declarație din partea reprezentanților tuturor partidelor politice, reprezentanți sau care au afiliere cu partidele
europene. Socialdemocrați, Partidul Verde, Ecologiști, ALDE și așa mai departe, inclusiv Partidul Popular European, prin care vom solicita să fie puse presiuni pe autoritățile centrale, Parlament și Guvern, ca să nu fie votată modificările la legea cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, astfel încât să practic să dispară autonomia locală din Republica Moldova, iar primarii să fie în permanență dependenți de puterea centrală. Este un principiu care, sau ceea ce se încearcă a vota astăzi în Parlamentul Republicii Moldova, este în contradicție cu Constituția Republicii Moldova, care oferă un grad de autonomie autorităților locale și, mai mult ca atât, pentru această autonomie locală, inclusiv noi, Platforma Demnitate și Adevăr, ne-am bătut la Curtea Constituțională atunci când socialiștii au încercat să reducă autonomia autorităților publice locale. Cu mai multe informații, în baza acestor constatări care au fost făcute astăzi, vom reveni duminică după ședința Consiliului Național Politic al Platformei Demnitate și Adevăr. Acum o să ofer cuvânt colegilor care vor să se expună pe marginea acestui subiect. Bună ziua, prieteni! Cele relatate de colegul meu din Plângău până acum sunt lucruri extrem de neplăcute, iată, am ajuns în situația când o decizie de judecată așteptată, corectă, ne bucură în statul în care, Republica Moldova, în care noi deja nu mai credem în justiție. Eu aș vrea să remarc această decizie în favoarea adevărului. Ne bucură că a învins adevărul. O mică remarcă la cazul care se produce chiar astăzi în continuare și cu colega noastră de la Grătiești, pentru că astăzi la ora 2, la 14, urmează să aibă loc o ședință la Curtea de Apel. Ce se întâmplă la Grătiești? Colega noastră, care a câștigat cu un scor zdrobitor în fața contracandidatului, cel de la PAS, este șantajată, de fapt. Deși Comisia de Circumscripție a dat curs unei sesizări a Platformei de Demnitate și Adevăr, ulterior s-a expus și instanța de judecată care de asemenea a lăsat în picioare această sesizare cu privire la un atac mânșav din partea candidatului de la PAS. Iată că colegii noștri din PAS, foștii noștri colegi, nu se cumințesc și caută nod în papură și au făcut un demers mai departe la Curtea de Apel. Astăzi, la orele 14, urmează să se pronunțe și instanța de la Curtea de Apel. Eu sunt convins că vom avea și aici câștig de cauză, dar important este felul lor de a se comporta, de a își demonstra susținerea procesului democratic din Republica Moldova. Binevoitori din anturajul contracandidatului de la Grătiești ne spun că șantajul, că așa ei spun că ăsta ar fi un șantaj, șantajul va înceta imediat cum actualul primar, Olga Caraman, va accepta ca funcția de viceprimar să fie preluată de un candidat sau un om de la PAS. Iată până unde s-a ajuns. Sunt convins că lumea din care mai judecă din Republica Moldova nu va accepta un asemenea comportament din partea guvernării, oricare ar fi ea. Cu atât mai mult că, așa cum am mai spus anterior, noi, Platforma de Demnitate și Adevăr și PAS, suntem membri și ai familiei europene, ai Partidului Popular European. Acest comportament este total inacceptabil. Cu siguranță vom veni și cu detalii mai târziu și cu referință la acest caz. Ceea ce se întâmplă, încă o dată, doar repet, confirm, este inacceptabil într-un stat care se declară democratic și în care trebuie să triumfe dreptate. Încă o ultimă remarcă. Toate procesele de judecată pe care le-am avut într-o protejarea drepturilor de a alege, a fi ales, noi le-am câștigat. Le-am câștigat în instanța de judecată, inclusiv împotriva unor hotărâri abuzive, vădit ilegale. Judecătorii
o bună parte din judecători, mai ales când este vorba de dreptul de a alege și a fi ales, nu mai vor să repete precedentul Berdilo. Toți judecătorii care au fost pe cazul invalidării rezultatelor alegerilor din municipiul Chișinău, astăzi au terminatoriu. Pentru că nu poți merge împotriva voinței populare. Nu poți invalida niște alegeri atunci când cetățenii în proporție de 70-80% s-au expus în favoarea unui primar sau altul. Unu la mână, doi la mână, toate aceste hotărâri sunt ilegale. Orice jurist care va lua și va citi o hotărâre a comisiilor electorale locale vor vedea încălcări peste încălcări, nu doar legate de procedura adoptării acestor hotărâri, dar de depășirea atribuțiilor de serviciu și abuz de putere. Vă asigur, chiar și pe cazul de la Căușeni, noi am sesizat procuratura. Dacă nu în timpul imediat următor, vă asigur că cel târziu, peste 2 ani, toate aceste hotărâri vor fi analizate de procuratură sub aspectul depășirii atribuțiilor de serviciu sau abuz de putere. Toți oamenii care cred astăzi că sunt mai presus de lege, se întoarcă cu 3 ani în urmă și să vadă ce au pățit alți oameni care au crezut că sunt mai presus de lege și pot să-și bată joc de voința cetățenilor, de oameni care au câștigat alegeri și inclusiv să mintă oamenii zicând că nu fac alianță cu bandiții, dar semnează împreună și formează majorități, astfel cedându-le toată puterea în unele raioane. Continuând hoția, continuând bătaia de joc față de oamenii simpli, continuând bătaia de joc față de oamenii care așteaptă condiții mult mai bune în raioanele și localitățile din Republica Moldova. Vă mulțumim, cu mai multe detalii vom reveni duminică după Consiliul Național Politic al Platformei Demnitate și Adevăr.